Salutare, dragii mei, Broadhead aici. Wow, astăzi am primit o grămadă de mesaje pe pagina de Facebook cu privire la un proiect de lege de modificarea legii armelor și munițiilor 295/2004. Ei bine, am citit, am căutat pe internet, spre rușinea mea, nu am găsit forma, proiectul în sine, proiectul de lege. În schimb, din cauza asta voi da citire câtorva site-uri de știri de pe internet. Mare, mare forfătă și cu propunerea asta de modificare. Bun. Încă de la început vreau să se rețineți un lucru. Nu vă faceți mari speranțe cu privire la chestia asta. Acum mă adresez celor care dețin arme de foc, letale, neletale, nu contează, cât și celor ce doresc să-și achiziționeze asemenea arme. Economica.net www.economica.net Prevederile, potrivit unei alte modificări la textul proiectului de lege, citez, armele de apărare și pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: demnitari, magistrați, diplomați, militari și polițiști pe perioada cât sunt în activitate și după încetarea activității, pensionare, trecere în rezervă sau retragere, după caz, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor, virgulă, dacă în acest sens s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Chestia asta mi se pare corectă. Deci trebuie să, într-un stat de drept, mi se pare normal să iei anumite măsuri numai după pronunțarea, după rămânerea definitivă a unei hotărâri judecătorești. Simplu fapt că tu ai o cercetare, nu știu, administrativă sau... Vin mesajele, v-am spus și pe telefon. Simplu fapt că ești cercetat sau ai deschis un dosar de urmărire penală, ești prezumat nevinovat. Pentru că e o ironie, adică cât timp ești cât timp ești cercetat penal pentru comiterea unei infracțiuni sau se derulează o anchetă penală cu privire la identificarea autorului unui fapte, da? Tu ești prezumat nevinovat. Deci tu beneficiezi de prezumția de nevinovăție până la hotărârea unei instanțe judecătorești, hotărâre care trebuie să fie definitivă, da? Și irevocabilă. Deci tu până atunci, până nu decide instanța că tu ești vinovat, tu ești considerat nevinovat. Bine, asta nu înseamnă că tu trebuie să zburzi în libertate. Nu, sunt anumite măsuri procesuale care se iau în cadrul urmăririi penale. Da, nu asta face obiectul discuției noastre de astăzi. Bun. Autorizația de eliberare a armelor letale se emite potrivit unui alt amendament celor care dețin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea documentelor stabilite în prezenta lege, în funcție de destinația armelor și nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească de rămas definitivă la pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiuni comise cu intenție ori pentru infracțiuni prevăzute de lege. Vorbim de o lege care vorbește despre altă lege. Păi, dacă vorbești de o lege care stabilește niște interdicții, niște condiții, pune direct în această lege care sunt condițiile. Nu mai face trimitere la alt act normativ care și ăla face trimitere la altul și tot așa. Există infracțiuni comise din culpă la care pedeapsa este detențiune pe viață. Ucidere din culpă, nu mi-aduc aminte să aibă detențiune pe viață. Actele de terorism nu se comit din culpă. Nu știu, alte infracțiuni grave, spălarea de bani nu e din culpă. Proxenetismul nu e din culpă, nu știu, traficul de droguri nu e din culpă, etc. Bun, aici nu sunt de acord. De ce? La o infracțiune de omor, dacă nu-i dai, nu rămâne, deci nu-l condamn definitiv la pârnaie pe viață și îl condamn la 25 de ani de pârnaie, ăla a comis un omor. Bă, ăla a omorât pe cineva. Deci ăla a luat viața a cel puțin unei persoane. Și îi dai 25 sau 30 de ani, 25 cât e pedeapsa maximă, și ăla iese din pârnaie și îi dai dreptul să poarte arme, îi dai dreptul să-și cumpere armă de foc. Asta mie nu mi se pare normal. Ai unul condamnat la, nu știu, 15 ani pentru vătămare corporală gravă. Ai infracțiune cu intenție. Omorul e cu intenție, vătămarea corporală e cu intenție, lovire sau alte violențe cu intenție, vătămarea corporală gravă este cu intenție. Îi dai 15, face 10, iese din pârnaie și îi dai drept să poarte arme? Nu. Aici nu mi se pare normal. Dacă aș fi stat în puterile mele să modific acest proiect de lege, aș fi înlocuit această expresie la condamnați definitiv la pedeapsa detențiunii pe viață pentru infracțiuni cu intenție. Nu. Condamnați definitiv
la pedeapsa închisorii pentru infracțiuni cu violență. De ce? Sunt în codul penal anumite infracțiuni care pot fi comise cu intenție, nu presupun un grad de pericol social foarte ridicat. De exemplu, infracțiuni economice, o delapidare, o deturnare de fonduri și ce alte denumiri mai au ele pe nou cod penal. Da? Alea sunt infracțiuni, bineînțeles, care se pot comite cu intenție, forma de vinovăție fiind intenția, dar dacă luăm și analizăm, ăla nu bate pe nimeni, nu ucide pe nimeni, nu împinge pe nimeni pe scări și victima să cadă, să se dea capul de o treaptă, să moară acolo. Din punctul meu de vedere, și asta este strict opinia mea și vreau să înțelegeți corect că este opinia mea, eu le-aș permite celor condamnați pentru infracțiuni care nu sunt cu violență. Bineînțeles, nu numai ăstora, condamnaților la care au comis astfel de infracțiuni. Mai sunt și alte infracțiuni care prezintă un pericol social destul de mare. Violul. Violul poate fi comis nu musai prin constrângere fizică, ci prin constrângere psihică sau profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-și exprima voința. Deci, unui violator, eu nu i-aș permite să poarte armă. Eu nu i-aș da dreptul la armă, pentru că ăla automat se va folosi de ea mai mult ca sigur să comită un alt viol. Deci, să nu se înțeleagă greșit. Eu, dacă aș putea, aș modifica această propunere legislativă astfel încât să nu aibă dreptul de a purta arme persoane condamnate definitiv pentru comiterea de infracțiuni cu violență și alte infracțiuni cu pericol social. Valabilitatea permisului de armă se prelungește de către autoritatea competentă pentru o perioadă de 10 ani, dacă titularul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, iar armele destinate folosirii în condițiile legii au efectuat inspecția tehnică periodică. Asta mi se pare foarte, foarte o modificare în bine, o modificare pe plus. Da? Foarte bună pentru noi deținătorii de arme de foc. De ce? S-a mărit valabilitatea permisului de armă de la 5 la 10 ani. Conform altui amendament, persoana care a făcut uz de arme este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție dacă au rezultat victime ori pagube materiale. În sfârșit, din punctul meu de vedere, o oază de normalitate. De ce să suni de fiecare dată la poliție când ai făcut uz de armă? În condițiile legii, da? Legitimă apărare sau stare de necesitate. Deci spune, dacă au rezultat victime sau pagube materiale. Asta ce înseamnă? Să nu credeți că dacă te duci în pădure și te atacă ursul și tu tragi un urs și îl omori, nu trebuie să suni la poliție. Nu! Pentru că ai produs o pagubă materială. Animalele sălbatice, animalele domestice, animalele, orice altă viețuitoare în afară de om, este considerat un obiect, un bun. Da? De către lege. Legea consideră animalele drept bunuri. Deci, ai produs o pagubă materială, da? Statului, pentru că vânatul este un bun ce aparține statului. Dar, dacă eu trag foc de avertisment, da? Nu va mai fi nevoie să sun la poliție. Pentru că, în felul ăsta, scap și eu de acea anchetă. Îmi ia arma, cine știe cât mi-o ține până se termină ancheta. În schimb, se naște următoarea întrebare. Mă duc și trag pe câmp 5 cartușe. Nu mai trebuie să anunț. Da? Să sun eu la poliție, să anunț. Dom'le, am făcut uz de armă, uite în situația asta. Și se duce și mă duc și trag pe câmp. În situația aia, pentru că mai mult ca sigur unii dintre voi se vor gândi, a, păi faci chestia asta. Nu, în situația aia ar fi uz de armă ilegal. Da? Pentru că este definit uzul de armă. Efectuarea unei trageri cu armă de foc. Da? Bun. În schimb, totuși, se va naște o întrebare. Dom'le, voi avea o limită de muniție. Cum voi justifica faptul că îmi lipsesc două cartușe sau trei cartușe sau cinci cartușe? Câte focuri de avertisment am tras într-o situație de legitimă apărare? Bun. Întrebarea asta o pun și eu. Cum vom justifica noi chestia asta? Altă chestie. Deținătorii de arme de apărare și pază pot deține maximum 100 de cartușe cu glonț și 50 de cartușe fără proiectil pentru fiecare armă. Persoane care dețin arme de apărare și pază pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reședinței înscrise în permisul de armă, cartușe pentru maximum două încărcătoare aferente armei. Se precizează într-o altă modificare de lege. Bun, chestia asta și bune și rele. Deci, eu constat că nu s-a eliminat limita de muniție, ci a fost mărită la 100 de cartușe cu proiectil, cu glonț. În schimb, a rămas 50 de cartușe fără proiectil, care e logica, nu-mi dau seama. Într-o altă știre,
de pe un alt site de mass media, scrie că pe Digi24, în reportajul celor de acolo, au spus la un moment dat că se elimină limita de arme. Deci, practic, vom putea să ne cumpărăm un număr nelimitat de arme, limita fiind propriul buzunar. Cât despre chestia asta cu modificarea cu numărul de cartușe la muniție, totuși e mai bine decât deloc, e bine. Deci s-a mărit limita. Deci la 1 leu cartuș, 100 de lei 100 de cartușe cu proiectil. Ok, e binevenită. Se putea și mai rău sau nu se putea deloc. E binevenită totuși. Deținătorii, persoane care dețin arme de apărare și pază, deci numai pistoale cu glonțe, pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau reședinței înscrise în permis, cartușe pentru maximum două încărcătoare aferente armei. Adică, eu pentru al meu, da, pot purta maximum, ce spunem? Cartușe pentru maximum două încărcătoare aferente armei. Adică 34. Două încărcătoare, da? Unul un pistol. Hai să scop ăsta cu 12. Da? Unul un pistol și unul de rezervă. Foarte tare. E binevenită chestia asta. Repet, este opinia mea. Este foarte binevenit. Digi24 spune că s-a eliminat limita de muniție și arme. Nu. După cum v-am dat citire, nu a fost eliminată. Sau, nu știu exact. V-am citit de pe un site de știri din mass media. Care e adevărul? Nu am căutat, nu am reușit să găsesc, cum v-am spus la început, proiectul de lege în format electronic, creat de Senat și depus la Camera Deputaților. Nu știu cum arată, nu știu ce scrie în el, v-am citit, cum v-am spus la început, strict ce spun site-urile de știri. E un pic de discriminatoriu pentru persoane care dețin armele letale, da? Deci cu muniție din bilă de cauciuc. Deci eu aia să înțeleg că tot maximum 12 cartușe vor avea voie să aibă în pistol asupra lor. Alte chestii pe care nu știu, eu nu știu dacă au fost abordate sau nu, dar le spun cu ocazia asta. În ce privește deținerea acasă, la domiciliu sau în locul prevăzut în permis a armei, da? Vedeți că eu am safe. Bun, situația se prezintă în felul următor. Eu dacă sunt obligat să țin arma, da? Când sunt acasă, sunt obligat să o țin în safe. Fratele meu, ce se întâmplă atunci când îmi intră hoțul în casă? Da, intră cu... Eu nu știu ce intenție are el. Să spunem că, simplu, intră cu gândul să mă jefuiască și dacă dau nas în nas cu el să mă ucidă. Păi, momentul în care eu voi realiza că am pe unul în casă la mine este momentul în care mă trezește din somn, nu? Zgomotul produs sau eventual îmi fute una. În timp ce dorm, îmi dă una în cap și mă trezesc și deja sunt într-o baltă de sânge, Doamne ferește. Păi, în astfel de situație, cum mă mai pot eu apăra? Cum îmi mai pot exercita dreptul la legitimă apărare? Cum mai pot exercita dreptul de a face uz de armă în propria casă, în propria locuință? Dacă pe mine mă oblig să țin arma într-un safe. Aceste reguli au fost impuse în perioada anilor 2004, cam pe atunci, pentru că au fost anumite incidente, da, cu deținători de arme de foc. Modul în care se gândește la noi în România, în ce privește adoptarea legii, consider că este următorul. Băi, hai să nu-l futem. Ce, a greșit unul? Da, a tras unul, da, și a împușcat nevasta. Dumnezeu să ierte pe ea, să le ierte pe victime. Gata, păi hai să futem legea. Păi nu mă fute lua pe ăla. Nenorocește-l pe ăla. Dă-i să înfunde pușcăria. Dar ce-i mai simplu? Că și oamenii sunt proști. Repet, în opinia mea. Majoritatea sunt proști. Ies în stradă, jos ăla, jos guvernul, jos președintele, puie nu știu cine și tot așa. Da? Că nu e bună legea. Nu! Păi, noi ce facem? Ne luăm după o gloată de oameni? Stăm și influențăm oamenii care sunt cu capul pe umeri și știu ce au de făcut, își respectă obligațiile din lege, stăm și îi futem pe ei,
Pentru că ies niște proști în stradă, care nu au cunoștințe juridice, sau au auzit de la vecinul care știe, de la cumnatul care lucrează cu un vecin, cu un, care știe, de la un prieten și tot așa, da? Habar n-au de legislație, habar n-au de o normă juridică, habar n-au de nimic. Și gata, iese prostimea în stradă. Hai să protestăm. Ok, protestăm, dar hai să ținem cont, când vine vorba de adoptarea unei legi, hai să ținem cont de cei care se pricep. Hai să facem un grup de lucru, dar nu grupul de lucru format dintre ai noștri, nu. Hai să luăm din fiecare județ, hai să luăm din instituțiile renumite de drept, da? Hai să luăm posesori de arme, să le cerem părerea. Bă, cum ai vedea tu? Cum ți se pare ție, da? Că dacă tu ești, faci parte dintr-una din categoriile prevăzute de lege, parlamentar, polițist, militar, nu contează, și ți-a luat pistolul doar pentru că poți și îl ții în safe și nu te antrenezi cu el, nu faci nimic, în momentul ăla e normal că tu ești, vei fi pasiv sau vei vota aiurea în ce privește modificarea legii armelor, privind condițiile de port, condițiile de folosire, condițiile de deținere. Da? Pe tine nu te interesează. Tu vei fi ca o legumă. Deci degeaba ții tu armă în safe, ai tu armă în casă, că ți intră hoțul peste tine, te și fură, îți violează și nevasta, și copiii, și te fute și pe tine în cur. Iertați-mi limbajul. Că tu oricum nu vei face uz de armă sau nu vei ști cum să reacționezi în momentul ăla. Alea. Condiția, repet, condiția deținerii armei într-un safe a fost introdusă ca urmare a unor incidente, da? Apărute cu deținătorii de arme. Și ce au zis la momentul respectiv? Bă, hai să obligăm toată lumea să țină armele în safe. Deci, dacă îți vine control acasă și îți găsește arma, chiar dacă tu stai singur în casă, da? Să spunem, nu mai stai cu nimeni și îți găsește arma în orice altă parte, gata, amendă, suspendă dreptul de a mai avea permis 5 ani de zile, plătește amendă, îți ia arma și voi leu. Mamă, ce nenorocire. Păi, prietene, până scot eu din seif, până scot arma, până armez, că n-am voie să stau cu glonț pe țeavă. Păi, vine ăla, îmi dă, mă nenorocește, mai degrabă pe mâna pe un cuțit și mă apăr, sau pe orice alt obiect am la îndemână. Da? De ce mai este armă de foc? De ce mai am dreptul să o folosesc dacă sunt obligat să o țin acolo, în cutie? Am făcut un filmuleț. Ce faci când îți intră hoțul în casă? Eu v-am prezentat aspecte legale. Mulți mi-au lăsat comentarii pe YouTube. Le-am dezactivat. Unele ironice, altele, dar cele mai multe, cât se poate de reale. Păi vine ăla și îți face și îți trece. Da, corect. De ce? Pentru că arma e acolo. Trebuie să ții închisă. Și mai ales dacă ai familie, mai ai și copii și mai au acces în dormitor sau poate să intre noaptea de curiozitate, ia să văd eu cum arată pistolul lui tati. Și tu nu ai safe închis, intră și faci, te trezești sau nu te mai trezești. Da? Se trezește nevasta. Hop! S-a făcut floare. Cine-i de vină? Copilul că a tras, a jucat cu pistolul? Tati că n-a închis safe-ul? Vedeți? E o problemă. Trebuie gândită chestia asta, din punctul meu de vedere. Și trebuie gândită foarte bine. Și trebuie gândită cu capul ăsta, nu cu ăla. Sau cu orice alt cap. Da? Cu ăsta dintre umeri. Și din punctul meu de vedere, trebuie gândită de către polițiști. Deci, eu aș merge foarte mult pe opiniile polițiștilor. Și nu mă refer la dinozauri, la ăia care au prins regimul comunist sau imediat după și încă activează. Nu. Polițiștii tineri, polițiștii proaspăt ieșiți de pe băncile școlii, polițiștii care dețin arme de foc acasă, polițiștii care lucrează în trupele speciale, polițiștii care se confruntă cu situații în care trebuie să facă uz de armă. Da? Pe ăștia, eu i-aș întreba, cu ei aș face un grup de lucru la nivel național, dar criteriile de selecție le-aș stabili astfel încât să nu existe influențe, da? Sau să reduc la minimum influențele, da? Asupra, bă, te duci tu, vezi că dau telefon și sună șeful de IPJ, nu știu care, vezi că îți trimit un băiat, da, e de-i noștri. Nu. Personal m-aș duce și i-aș selecta, dar asta e cu tot o altă poveste, eu vă exprim strict opinia mea. Nu trebuie să fiți de acord cu mine oricum, nu trebuie să mă urmăriți, nu trebuie să ascultați ce rahat mănânc, pentru că nu îmi spun decât opinia. Eu sunt un nimeni în acest sistem de adoptare a legii, sunt un simplu cetățean. Așadar,
În ce privește trăgălinii, în ce privește condițiile de deținere, cu seiful, cu folosirea, când îți intră hoțul în casă și nu știu ce, legea este ambiguă. Ce faci? Da, negru pe alb scrie, dar practic, ce faci? Nu știu. Păi așa și așa și așa. Degeaba legea protejează valoarea supremă, viața omului, dacă în momentul în care omul deține o armă de foc, îi bagi pe gât, îi îndești cu piciorul, cu pumnul, cu buldozerul, cu presa hidraulică, îi bagi condiții și nu știu ce, și la cea mai mică abatere l-ai futut. Gata. Ciuciu permis, ciuciu armă, 5 ani de zile, 2 ani de zile, 10 ani de zile, amendă, să cacă ăla pe el, săracul nu știe pe unde să se mai împrumute să plătească amenda. Mamă, gata, și-a făcut poliția, serviciu arme și munții și-a făcut treaba. Nu. Trebuie gândită legea în așa fel încât să vină în ajutorul cetățeanului. Pentru că legea, da, în mod normal, în mod ideal, într-un stat de drept, legea trebuie să facă referire la situația socială, economică, politică dintr-un stat și mai mult demografică, etc., istorică. Bun. Deci trebuie să fie să se adopte, să fie adoptată în funcție de populații, în funcție de problemele cu care se confruntă populația. Și legea trebuie să vină să protejeze mai mult, da? Dar și să impună anumite restricții, sancțiuni, pedepse pentru nerespectarea ei. Și legea, din punctul meu de vedere, legea trebuie să vină să ajute. Da? Să vină să facă lumină. Dom'le, domeniul ăsta îl reglementăm pentru că astfel că articolul 1, bam, 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 articolul 2, 3, 4, 30, 50, punct. Și am terminat. În momentul de față, legea armelor și munițiilor este foarte stufoasă, cuprinde foarte multe chestii, foarte multe chestii de asemenea. Nu le cuprinde, vorbește despre armele letale, despre armele neletale. Încă primesc mesaje. Despre armele neletale vorbește mai puțin, ar trebui să vorbească mai mult. Oricum, sunt curios dacă va trece de Camera Deputaților acest proiect de lege. Doi la mână, unul la mână. Sunt curios dacă ceea ce am citit de pe internet corespunde cu realitatea, deci, într-adevăr, se regăsesc chestiile astea în proiectul de lege creat de Senat. Și nu știu ce să zic, sunt undeva la mijloc, deci nu vreau să nici să-mi fac speranțe deșarte, nici să fiu gică contra, sunt fix la jumătate. Deci sunt în balanță, în echilibru. Dacă va trece și va fi adoptată, aduce niște modificări, cel puțin din ce v-am citit, sunt niște modificări bune, dar sunt și chestii pe care, cel puțin pe internet, nu le găsesc. Sunt sigur că mai sunt și alte chestiuni pe acolo, de dedesubt, da? Care nu au fost redate, pentru că ăștia de la știri nu pot să facă o știre lungă cum sunt filmulețele mele. Dar trebuie să redea esențialul și au selectat câteva chestii pe care ei le-au considerat importante. Bun. Nu fac de regulă astfel de filmulețe în care să reacționez la diversi stimuli din mediul online sau din țară, dar chestia asta am considerat că merită pentru că privește foarte mulți deținători de arme. Nu știu câți dintre voi veți reuși să vă uitați până la final. Le mulțumesc celor care au avut răbdarea să mă urmărească până la final. Știu, vorbesc foarte mult. Motivul e că îmi place să explic și îmi place să explic omului astfel încât să înțeleagă. Dacă voi găsiți pe internet varianta electronică a proiectului de lege, trimiteți-mi și mie pe pagina de Facebook nelămuriri, întrebări, curiozități dacă mai aveți. De asemenea, în mesaj privat pe Facebook, pe pagina de Facebook Burad Heather și în limita timpului și de asemenea în limita cunoștințelor vă voi răspunde tuturor și pe cât posibil tuturor întrebărilor. Singură două rugăminți. Scrieți-mi corect, gramatical, pentru că apreciez foarte mult să discut cu oameni care știu să scrie în singura lor limba română. Și nu-mi puneți întrebări tâmpite, pentru că în niciun caz nu vă voi răspunde. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Eu am fost Brad Heather și ce să zic? Să sperăm că
Legea armelor va trece și se vor fi adoptate aceste modificări. Până data viitoare, mulțumesc încă o dată pentru atenție broază, dragi gazda noastră, în acest episod. Și dacă aveți arme de foc letale sau neletale, trageți, folosiți-le strict în condițiile prevăzute de lege, ca să nu aveți probleme în acest capitol. Doamne ajută, sănătate, numai bine, ceau!